Salutări, prieteni! Ne întoarcem în World of Tanks Blitz. De data asta cu primul tank de nivelul 6, un T-34-85 de pe linia tehnologică sovietică. Și odată cu primul tank de nivelul 6 au apărut și mici schimbări. A apărut aici simbolul pentru echipaj, care de la nivelul 6 nu mai este antrenat 100% și poate fi antrenat cu aur sau cu bani normali. Cu bani normali până la 75%, ca și în World of Tanks Classic. Totuși, parcă urcă un picuț mai repede decât în World of Tanks Classic. Să punem niște proiectile brizante. Auto resupply. Ok. Și de asemenea, și la tankurile de nivel 5 a apărut echipajul, dar este altceva aici. Echipajul este antrenat 100% și aici apar specializări care avansează în funcție de ce faci în timpul misiunilor. Deci, tankurile mele sunt tankuri medii în general. Și atunci, chiar și aici la acest T6E1 Grizzly apar aceste specializări, care înainte nu apăreau. Avem tankurile, avem câteva camuflaje noi, dar nu sunt cine știe ce. Doar continui să nu-mi placă foarte mult KV-1, deși este recomandat pentru începători, mie nu mi-a plăcut. Îmi place T-34 și T-34-85, care e ceva mai puternic. Și haideți să facem o bătălie la nivelul 6, la tier 6, să vedem cât de repede crește echipajul. Acum avem 82%. Și am și intrat în bătălie. Să vedem dacă avem noroc sau nimerim iară niște coechipieri care nu știu ce fac. Deci de la nivelul 6 trebuie să fim mult mai atenti. Avem un leopard care o trebuie. Hai să mergem împreună cu el.
L-am ratat. Pare că ne descurcăm binișor, nu atât datorită mie, cât datorită coechipierilor. Și ne-am descurcat bine, trebuie să fie avansat și destul cu echipajul, vom vedea imediat. Am fost printre tancurile care au făcut treabă, ca damage am fost cel mai tare, am distrus și un tank, avem și experiență. Hai să vedem cât s-a urcat echipajul, de la 82 la 87, 5%, destul de mult. Putem face și un upgrade. Ce ne-ar trebui nouă cel mai tare? Șenile, trebuie să ne mărim mobilitatea. Și ar fi fost o idee bună să da, sunt invitat într-un pluton, dar nu voi intra în pluton acum. Deocamdată mă opresc aici. Va trebui să lucrez destul de mult cu aceste 34-35. Îmi place deocamdată cum se comportă. Este un tank bun. De altfel, mă așteptam să fie un tank bun, pentru că și T-34 este bun. Mai există un T-34-85 Victory, care l-ați văzut în jocul anterior și care este un tank care probabil se câștigă la lăzi sau, mă rog, se cumpără cu bani reali. Eu nu l-am văzut în linia tehnologică. Și cam asta ar fi. Trebuie să câștigăm bani, credite, trebuie să câștigăm aur, trebuie să câștigăm experiență, deci avem mult de lucru. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă vreți să vedeți și alte lucruri mai interesante sau lucruri, sau mă rog, un anumit subiect sau un anumit, mă rog, o anumită activitate din World of Tanks Blitz, vă rog să-mi spuneți. Dacă vreți să mă întorc și în World of Tanks Classic ca să mai continui și acolo, vă rog să-mi spuneți, deși, sincer să fiu, îmi place mai mult Blitz. Dacă aș fi știut care e de greu diferența între ele, probabil că m-aș fi apucat direct de Blitz, e mai ușor pentru un începător să pornească și să avanseze în Blitz decât să pornească și să avanseze în World of Tanks Classic. Vă mulțumesc pentru atenție, după cum spuneam, și deocamdată la revedere. Salutări, prieteni! Astăzi vă aducem ceva nou, un pluton în World of Tanks Blitz cu domnul Sandu Sârbu. Salut! Vicecomandantul ROX. Și cu Ilie Gheorghe, care nu este
Nu este în pe, nu are voce. Hai să vedem ce se întâmplă. Așa. Avem un Cito. Ok. Alaltă cred că se duc prin spate. Te-au luat? Au luat cu penetrare, chiar în zona mea roșie. Deci am trăit. Hai să văd dacă pot să-l iau pe ăla cu Hunter-ul. Am rămas singur? Nu. Dar suntem două medii contra două grele. Nicio șansă. Da, cu două secunde nu mă să-i spun, nu știu, camuflaj. Am luat și eu, n-am încercat niciodată tankul ăsta. Bun, asta este. Ați văzut cam cum merge o bătălie în pluton. Nu ne lungim prea mult ca să nu vă plictisim. După ce mai căpătăm experiență, o să revenim și o să vă arătăm mai multe. Adică eu trebuie să caut experiență, să capăt experiență. Cred că sunt cel mai neexperimentat din... din clan până acum. Deci ați văzut, am jucat cu un STRV 74A2, cu un T-34-85, ăsta sunt eu, și tot un T-34-85, domnul Sandu Sârbu. Deci vă mulțumim pentru atenție. Distrați-vă cu amuzați-vă copios de cum am fost distruși. Ce să facem, asta e, se mai întâmplă. Dacă vreți să vedeți mai multe, vă rugăm să ne spuneți. Sandu? Da. Un cuvânt pentru urmăritorii noștri? Deci cuvânt. Salutări. Nici. Pe viitor, baftă. Ok, vă mulțumim pentru atenție și cum semnătura mea originală, la revedere.